Bogdan. Doamnelor și domnilor, vă spunem bună ziua de aici, din iad, am putea spune, din infernul, din munții Bucegi. Autoritățile au început să stingă incendiul devastator care a pornit acum 7 zile, dar oare de unde a pornit focul din munții Bucegi? Poliția a reținut până acum 2 tineri care sunt încătușați chiar acum în fața noastră, domnilor! Suntem nevinovați, doamnă! Da, nevinovat! Ce s-a întâmplat, spuneți-ne! Suntem arestați pe nedrept! Deci nu voi ați dat foc pădurii? Nu, vreți să vă spun cine? Cine? Eu cred că a fost Analesco. Cum? Analesco? Da, da, de ani de zile să tăt laudă că arde în flăcări. O fi trecut pe aici cu cortul și precis o a prins pădurea. Vai, vă rog să nu vă supărați, dar e ridicol ce spuneți. Ridicol? Da, îmi pare rău, nu mințiți prea bine. Ai, m-ați prins, da. Bine, dar vreți să vă spun adevărul, dar pe bune. Vă rog. Știți cine a prins pădurea? Să auzim. Furdui Iancu. Vai de mine, cum să fie Furdui Iancu? Nu știți că el tot cântă. Trecuia sară pe codru și la 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 și-am atins frunza cu focul tai la 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 codrule să n-ai mânie și la 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 că ți-am aprins frunza ție și la la vedeți elofo. Îmi pare rău, dar teoria dumneavoastră e jenantă. Da, nu, 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 stați că acum pe bune vă zic. Deci eu cred că a fost un blogger român care ducea flacăra olimpică la Londra. O fi vrut, domnule, să o ia pe scurtătură direct peste Carpați, ea ce-o făcut. Sunteți penibil, nu vă supărați. Nu mă credeți! Da, deloc. De fapt, chiar cred că voi doi l-ați aprins. Nu noi, doamnă, nu. Dar vreți să vă zic cine a fost? Cine? Foarte serios vorbesc. Băsescu. El a prins flacăra democrației la Cluj acum 2 weekenduri. Precis că flacăra aia... Flacăra democrației tocmai a fost stinsă, duminică în Dunăre. A, da? Da, văd că nu le prea aveți cu mințitul. A, nu, bine, haideți că vă zic adevărul. Așa, vă rog. Deci noi doi aici eram cu cortul în Bucegi. Așa, și ați făcut foc. Da, da, controlat, împrejmuit cu pietre, tot Dumnezeu. Așa, și? No, da, nu noi am dat foc, fachirul i-a dat foc, este ungure. Da, fachirul. Ce fachir în pădure, domnule, delirați? Nu, nu, a venit la noi la cort un om care s-a pierdut în pădure. No, și noi, oameni de omenie, l-am servit cu o gură de pălincă. Atât a fost de tare când a pus-o în gură că a scuipat-o pe foc. A făcut-o pălălaie că ne-am prăjit sprâncenele. Căutați fachirul. Dar știți, polițiștii n-au găsit niciun gram de pălincă la cortul vostru. Nu? Nu, iar v-am prins cu minciuna. Ne pierdem vreme aici, domnule. Nu, 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 nu. Stați că vă zic, nu, stați, deci stați că vă zic. Deci ăsta e adevărul, jur. Bine, s-auzim. Deci cum eram noi cu cortul, printre provizii am avut niște conserve. Așa. De fasole. Așa. No, și seara ungurul a băgat 2 conserve automat și s-a culcat lângă foc. Restul e cancan. Unguru Bulan.